Bună seara, sunt Angela Bunța și vă invit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Gata cu vacanța, deputații s-au întâlnit astăzi în prima ședință parlamentară din sesiunea de toamnă-iarnă, unde s-au odihnit aleșii poporului, vă spunem imediat la știri. Procurorul general ar fi mințit atunci când a spus că fostul director SIS Vasile Botnar a fost condamnat cu suspendare în dosarul expulzării profesorilor turci. Procuratura a respins acuzațiile. O adolescentă din Băcioi, care a plecat la plimbare cu prietenii și nu s-a mai întors, a fost găsită după 4 zile de căutări la iubitul său. Astăzi, poliția a anunțat despre dispariția încă 2 minori. Cât timp unele grădinițe sunt închise, părinții și au micuții cu ei la birou. Rămâneți cu noi pentru a vedea cum se descurcă. Procurorul general ar fi mințit atunci când a spus că fostul șef al SIS a fost condamnat cu suspendare în dosarul celor 7 profesori turci și ar fi achitat prejudiciul de 125.000 de euro. Acuzația vine din partea deputatului PAS, Giulit Finenco, care afirmă că Vasile Botnar s-a ales doar cu o amendă de 88.000 de lei. Un document care ar confirma această decizie a fost publicat și pe site-ul safenews.md. De partea cealaltă, procuratura a respins acuzațiile, iar Botnar nu a fost găsit pentru o reacție. Он осужден к нереальной мере наказания. Нереальной, в смысле, условной. То есть условной мере наказания. Приговор был где-то, вот, наверное, месяц тому назад. А хотя бы к скольки годам условно он был приговорен? Я не готов сказать. Но он заплатил 125 тысяч евро. Это ущерб, который Республика Молдова заплатила турецким учителям. И заплатил 380 тысяч лей за самолет, который был нанят для перевозки. А вам лично? Acestea sunt declarațiile făcute de Procurorul general acum 2 zile în cadrul emisiunii Politica Nataliei Morari de la TV8. Astăzi, deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, însă l-a acuzat de minciună, precizând că pentru extrădarea și condamnarea la închisoare a celor 7 profesori turci, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnar, s-a ales doar cu o amendă de 88.000 de lei. Un document care ar confirma această decizie a fost publicat astăzi de către parlamentar cu trimitere la site-ul safenews.md. Fie că a mințit în cunoștință de cauză, fie că a fost amintit pentru că cineva l-a indus în eroare. Nu cunoaștem lucrurile astea, dar însăși faptul că a ieșit la televiziune și a spus un lucru care ulterior s-a dovedit a fi o minciună este un lucru grav din punctul meu de vedere. În spatele unor asemenea decizii a stat Igor Dodon, spune deputatul. De partea cealaltă, într-un răspuns pentru TV8, purtătoarea de cuvânt a președinției a precizat că asemenea afirmații țin de imaginația inflamată a celor din opoziție și că președintele nu are și nici nu poate avea vreo influență asupra organelor de drept și judecătorești. Între timp, în fața Procuraturii Generale a avut loc o acțiune de protest organizată de Mișcarea Politică Unirea. Noi vrem dreptate și vrem să audă și acești oameni surți și orbi. La fel, în spațiul online a fost creată o petiție. Semnatarii cer ca mai multor demnitari care au tangență cu acest caz să le fie interzisă deplasarea în Uniunea Europeană și alte state, să le fie sechestrate bunurile de peste hotare și blocate tranzacțiile financiare. Procurorul general Alexandru Stoenoglo nu ne-a răspuns pentru o reacție. În schimb, purtătoarea de cuvânt a procuraturii a precizat că procurorul s-a exprimat în limba rusă și nu au fost înțeleși corect termenii juridici, iar sumele menționate au fost achitate. În contextul pretențiilor cu privire la prestația procurorului care a gestionat acest dosar, s-a dispus efectuarea unei anchete de serviciu în cadrul căreia vor fi stabilite obiectiv toate circumstanțele de fapt ale acestui caz, ținând cont de principiul independenței procesuale a acuzatorului de stat și de responsabilitatea lui în raport cu toate elementele relevante ale cazului. Se arată în comunicat. Sentința ce-l visează pe Vasile Botnar a fost secretizată în totalitate de judecătorul de caz, astfel că este ținută departe de opinia publică. Aceasta nu a fost publicată nici pe portalul instanțelor judecătorești. În acest sens, procuratura susține că a expediat pe adresa conducerii judecătoriei Chișinău, sediul Buican, care a judecat dosarul, o solicitare primind descretizarea dispozitivului sentinței și acordul de a aduce la cunoștința publicului pedeapsa aplicată inculpatului. Deocamdată, Procuratura Generală nu a primit un răspuns în acest sens. Profesorii turci 7 la număr au fost trimiși forțat în Turcia exact acum 2 ani, pe 6 septembrie, în urma unei operațiuni secrete a SIS.
O adolescentă de 13 ani din Băcioi, care duminică a plecat la o plimbare cu prietenii și nu s-a mai întors, a fost găsită acasă la iubitul său, un bărbat de 21 de ani. După 4 zile de căutări, fata a recunoscut că se află într-un sat din raionul Strășeni, vie și nevătămată. Aceasta a fost dusă la Inspectoratul de Poliție Botanică, unde i s-a acordat asistență psihologică. De acolo a fost luată de tatăl său. Pe parcursul zilei, poliția a anunțat despre dispariția a încă două minore. După 4 zile de căutare în care a fost implicată poliția, vecinii, dar și voluntarii, sora mai mare a fetei dispărute a primit astăzi un mesaj în care adolescenta i-a scris că se află într-un sat din raionul Strășeni, acasă la iubitul său. Spus să-mi spui mie adevărul, că eu nu o să-i fac, nu o să-i spune mie, că nu o să-i spună tata. Și ea mi-a spus că se află la un băiat acasă, în alt sat. Întrebată dacă cineva e lângă ea și mi-a spus că nu e nimeni acasă, ea e singură. Mi-a spus că băiatul a plecat la muncă și a spus că a plecat acolo, că acolo se simte mai bine decât acasă. Cei doi au făcut cunoștință pe rețelele sociale și se întâlneau de 3 săptămâni, după ce a aflat că se ceartă cu tatăl, prietenul ar fi chemat-o pe fată acasă la el. Da, am mințit-o pe Mădăna, care are 15 ani, dar el are 22. Dar tatăl nu știa despre relația ei cu băiatul? Nu, tata nu știa nimic. Eu îmi dau seama că ea avea nevoie de comunicare cu cineva, că la noi în familie tata, dacă ea numai cu mine comunica. Sora fetei povestește că sunt în grija tatălui, întrucât mama lor a murit în urmă cu 12 ani. Mai mult, în familie, conflictele sunt la ordinea zilei. Din cauza certurilor frecvente, cei 4 copii trăiesc mai mult pe la rude decât acasă. Am avut niște conflicte cu tata și tata ne-a făcărit pe toți din casă. Eu am căutat unde stau și stau la mătușa mea, ne bătea și noi pe tata l-am dat la poliție și el a prins ori pe noi când am făcut lucrul acesta. Am discutat și cu tatăl fetelor. Acesta dă vina pe băiatul la care a fugit fiica sa și spune că va face tot posibilul ca acesta să fie pedepsit. Întrebat dacă e adevărat că își bate fetele, a zis că... Dar dacă nu ascult și nu fac și trebuie făcut, dar leap de lucru, spornesc. Înainte de asta, tot încă 3 zile nu am fost acasă. Păi iată și pe bisut, îi tras la răspundere și... După gratia, așa, pentru asta și văzut. Poliția a pornit o procedură penală pe acest caz pentru a stabili toate circumstanțele. Cât despre familie, ofițerii spun că aceasta nu se află la evidență. A fost întrebată și opinia dirigintelui, acesta careva declarații despre incidente sau să fie caracterizată negativ familia nu a fost. La fel și asistentul social a caracterizat pozitiv familia dată. Tot astăzi a fost dată dispărută și o minoră de 16 ani din raionul Ștefan Vodă. Aceasta trăia la un centru de plasament din capitală, iar dispariția ei a fost observată de una dintre îngrijitoare. La data de 1 septembrie a vorbit cu un cunoscut prin intermediul mesajelor și i-a spus că pleacă din municipiul Chișinău, iar la întrebările cunoscutului unde anume se îndreaptă, aceasta nu a dorit să comunice. Poliția se află în căutarea și a unei adolescente de 16 ani din raionul Telenești, care acum 2 zile a plecat de acasă pe ascuns și nu s-a mai întors. Psihologii spun că nu este de mirare faptul că astfel de cazuri se înmulțesc în ultimul timp. Adolescenții vor să dovedească că sunt adulți, iar dacă nu sunt ascultați, protestează, spun specialiștii. De vină ar fi și pandemia. A oferit foarte multă libertate copiilor noștri, inclusiv adolescenții, și-au luat câtă libertate și-au dorit. Școala nu a fost acea școală. Și atunci, în acest context, poate fi ca o urmare de asta sau o consecință a faptului că m-a spus, nu mă supun, nu respectă autoritatea. Potrivit oamenilor legii, în fiecare an în țara noastră sunt dați dispăruți în jur de 700 de copii. În 98% din cazuri, minorii părăsesc domiciliul sau centrul de plasament de bunăvoie. Majoritatea însă sunt găsiți în primele 48 de ore de la dispariție. Rețineri cu mascați în Chișinău, un bărbat s-a dat drept procuror și s-a apucat de rezolvat dosare cu 1000 de euro. Familie! Familie! Familie, spus! Cum a decurs operațiunea de reținere, vă spunem la știri în câteva momente. Stați cu noi!
grădiniță la locul de muncă, cât timp unele instituții preșcolare rămân încă închise din lipsă de alternative. Părinții își iau micuții cu ei la birou. Soluția nu este cea mai comodă pentru angajați care trebuie să fie cu ochii pe copii, dar și pe rapoartele de la muncă. De partea cealaltă, reprezentanții Ministerului Educației susțin că primarii și directorii grădiniților au avut timp suficient pentru a organiza deschiderea instituțiilor. Și aici a venit pentru că nu-i nimic cu cine să stau. De aproape două săptămâni, aceste două mămici angajate ale unei firme de contabilitate din Hâncești își iau micuții la birou. Pentru că grădinițele rămân încă închise, mamele nu au cu cine își lăsa copiii, așa că aceasta rămâne singura opțiune. Soțul la fel lucrează. În unele zile din săptămână lua unul pe unul, pe un copil lua soțul, pe unul eu. Când poate el cu mașina vine să ne aduce, când nu, la rutier, la transport public, la ocazii. Și asta e faza, că acolo, prin transport public, nu se îmbolnăvesc, dar la grădiniță s-ar îmbolnăvi. Al meu un pic e mai gălăgios, provoacă mai mult, suntem nervos, nervi un pic, pleacă afară, poate să plece în stradă. Așa că, printre rapoarte și bilanțuri contabile, într-un colțișor a fost improvizat și un loc destinat copiilor. Aici aceștia au parte de un program aproape ca la grădiniță. Micuții mănâncă la birou, se joacă și chiar sunt puși la somn. Legănăm, suntem antrenați, picioarele în formă mereu. Legănăm, ei deja s-au deprins, deodată nu vor, dar încetișor stingem lumina, îi liniște. Vreo două ori e liniște la noi total. Așa în șoaptă vorbim, chiar dacă vin agenții în șoaptă. Da, ei deja știu și clienții noștri. Ce trebuie să găsească o soluție pentru a ne rezolva problemele noastre, pentru copii, pentru să fie mai bine la copilaș, să se joace cu copiii, în anturajul copiilor, să fie mai sociabil. Mamele mai povestesc că este dificil să se concentreze la muncă, dar și să facă babysitting, așa că numără zilele până când grădinițele vor fi deschise. Nu știu cum o să mai continuăm. Acum e frumos, e vreme frumoasă, dar ce se întâmplă când plouă, când o să ningă, când eu nici nu vreau să-mi închipui. Au avut noroc de o șefă mai indulgentă, spun angajatele. Să găsești un specialist bun e foarte greu. Să-l dai afară sau să-i zici, să-i interzici să vină copilul, iarăși îl pui într-o situație. Nu-l poți lipsi și de familie și de muncă, deoarece dacă nu va avea o muncă, cu siguranță nu va avea niciun salariu sau o existență careva. Deci am intrat în situație la fetele mele. Nu se știe însă când grădinițele din Hâncești își vor primi micuții. Cei de la Serviciul Teritorial al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor ne-au spus că instituțiile încă nu au fost avizate pentru funcționare din cauza apei neconforme. De cealaltă parte, primarul orașului susține că se caută soluții. Până în ziua de astăzi nu suntem autorizați și calitatea apei este proastă. Dar noi am contractat și apă potabilă. Asta avem situația în regiune, fiindcă cu apa care avem la adâncime, alta nu avem. La moment asta e situația. Reamintesc că în data de 24 iulie, Comisia Excepțională pentru Sănătate Publică a aprobat instrucțiunile cu privire la pregătirea instituției pentru reluarea activității. Prin urmare, din data de 24 iulie, autoritățile publice locale, împreună cu managerul instituției de educație timpurie, să pregătească grădinița pentru reluarea activității în context pandemic. Potrivit Ministerului Educației, din cele aproape 1400 de grădinițe din întreaga țară, mai mult de jumătate au încă lacătul la ușă. Numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 nu scade astăzi. Alte 560 de cazuri noi de infectare cu noul tip de coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, 28 de lucrători medicali au fost testați pozitiv, dintre care 9 sunt medici. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat un singur caz de import din Marea Britanie. În total au fost efectuate peste 2400 de teste. Cu noile cazuri, bilanțul depășește cifra de 41.000 de bolnavi. Între timp, alte 10 persoane au pierdut lupta
cu virusul. Majoritatea sufereau de boli cronice, precum diabet zaharat, hipertensiune arterială sau obezitate. În stare gravă, pe patul de spital, continuă să se afle 564 de pacienți, 33 fiind conectați la respirație artificială. Pe parcursul zilei, 512 persoane au fost externate. De la începutul pandemiei, aproape 300.000 de oameni s-au tratat de temutul virus. S-a dat drept procuror și a obținut 1.000 de euro prin înșelăciune. Un bărbat din capitală, în complicitate cu alți doi amici, a pus la cale o schemă de escrocherie în proporții deosebit de mari. Cei trei au promis să intermedieze un litigiu în schimbul la peste 17.000 de euro. Cazul a fost documentat timp de 2 luni, iar bănuiții au fost prinși în flagrant. Indivizii cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani au identificat o persoană bănuită într-un dosar penal, de la care s-au ridicat anterior mai multe mijloace de transport. Sub pretextul de a-l ajuta în soluționarea cazului, unul dintre membrii grupului s-a dat drept procuror în cadrul Procuraturii Generale. Bănuitul a dat asigurări care are influența asupra procurorului de caz, iar pentru a-i elibera, autoturismele a cerut suma de 15.000 de euro, oferindu-i victimei și un telefon mobil, prin intermediul căruia să ia legătura cu presupusul procuror. Banii au fost trimiși printr-un intermediar. Dar cum vă numiți? Cum se zice? Care răzniță? Nu, că știu să-i dau la altcineva bani. Este normal, dacă m-am apropiat. Alo, sunt cer. După ce au primit banii, suspecții i-au mai cerut victimei alți 2.500 de euro, promițându-i că după transmiterea banilor își va primi automobilele. Bănuitul a fost reținut în momentul în care primea plicul. Sunați, familie! Cățet! Familie! Familie spus! În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat banii transmiși, telefonul, precum și alte probe. Pentru acțiunile comise, membrii grupării criminale riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani, dar și privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 7 dintre cei 8 foști angajați ai unei companii de construcții reținuți pentru prejudicierea mai multor investitori cu 50 de milioane de lei au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Decizia aparține magistraților judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor PC Cox. Potrivit procuraturii, în cazul celui de-al 8-lea reținut, procurorii au dispus eliberarea acestuia după înaintarea învinuirii. Figuranții pe acest dosar sunt învinuiți că ar fi prejudiciat un număr de 70 de persoane care au investit circa 50 de milioane de lei în apartamente care urmau să fie construite în municipiul Chișinău, dar mijloacele bănești au fost utilizate în alte scopuri. Potrivit procurorilor, urmărirea penală este în plină desfășurare, iar mandatele de arest solicitate sunt necesare pentru a nu prejudicia ancheta. Gata cu vacanța deputaților, aleșii poporului s-au întrunit astăzi în prima ședință parlamentară din sesiunea de toamnă-iarnă. În timp ce opoziția crede că actualul legislativ se ține pe un fir de ață, iar alegerile parlamentare sunt inevitabile, cei din majoritatea PD-PSRM se arată mai optimiști și spun că și-ar dori să mai rămână în fotoliile de deputați. În această vară, aleșii poporului s-au odihnit mai modest, cel puțin așa spun ei. Ei zic că pandemia le-a dat planurile peste cap. Nu ne-am prea odihnit. În condițiile actuale, nu cred că sunt mulți cetățeni ai Republicii Moldova care au reușit să odihnească. Poate în afară de președintele nostru, mult prea obosit. Nu prea odihnit. De ce? Chinuit. La ce ați făcut de vacanță? Am stat toată vara în Chișinău și în Moldova. Ni minute oddihă, постоянна работа, мы никуда не уезжали. Ați fost plecat? Нет. Unde v-ați odihnit? Unde ne-am întâlnit? Moldova, Republica Moldova. N-ați fost undeva în călătorii? De ieșit am ieșit, dar în călătorii. Dar unde ați fost? La familie. V-ați odihnit? Ați fost în vacanță? Un pic, dar nu mai mult. Pregăteam copiii pentru școală, grădiniță. Ați reușit să vă odihniți? Nu. Am fost pe loc. Am avut și în raion probleme. În timp ce unii deputați nu mai văd rostul actualului legislativ și cred că alegerile parlamentare anticipate trebuie organizate cât mai curând, cei din majoritatea parlamentară încă își fac speranțe. Desrocine vibări? Nu pomișoară. Indiferent de ce va fi ulterior, noi suntem pregătiți. Fie că e vorba de legi anticipate, noi ne dorim aceste legi anticipate. Eu sper că vom putea declanșa aceste alegeri către februarie, martie
anul viitor. Vedeți necesitatea alegerilor parlamentare anticipate? La ziua de astăzi, desigur că nu, pentru că pe parcursul ultimelor activități, realizat chiar platforma parlamentară în jurul problemei agriculturii, m-am convins că totuși, dacă este dorință, consens se poate găsi. Cât despre o nouă plecare din Partidul Democrat? De fiecare dată am spus-o că nu aș vrea să cred. Depinde de fiecare din noi. Noi comunicăm foarte strâns cu colegii. Nu văd premize la ziua de astăzi care m-ar determina să cred că cineva ar pleca din fracțiunea Partidului Democrat. Recent, președintele Igor Dodon a precizat că legislativul trebuie dizolvat, întrucât actuala componență nu reprezintă votul cetățenilor oferit în februarie 2020. Mai mult, șeful statului a precizat că actuala coaliție este la limită. Aceasta numără acum 50 de deputați, insuficienți pentru o coaliție de guvernare, însă este susținută și de parlamentarul independent Alexandru Oleinic. Adrian Candu, candidatul grupului Pro-Moldova la alegerile prezidențiale din toamnă, a fost acum o oră la CEC, unde a depus listele de subscripție. În câteva zile, acesta a reușit să strângă 25.000 de semnături, cu 10.000 mai multe decât erau necesare. Totodată, Candu a făcut apel către foștii colegi din PD să-l susțină. Președintele Pro-Moldova a comentat și decizia democraților de a nu candida la alegerile din octombrie. Acesta a declarat că hotărârea PD trebuie respectată, indiferent ce a stat la baza ei. Până acum au fost înscriși în cursa electorală președintele partidului nostru, Renato Usatăi, și liderul platformei de Andrei Năstase. Aceștia au fost primii care au depus la CEC listele cu semnături. Maia Sandu susține că Igor Dodon se pregătește să falsifice rezultatele alegerilor. Lidera PAS a declarat ieri seară la Politica Nataliei Morari că Dodon pregătește 2 milioane de euro pentru a cumpăra voturile cetățenilor din stânga Nistrului. Sandu susține că în timpul apropiat echipa sa va prezenta și probe. De cealaltă parte, Dodon a respins acuzațiile și a venit cu critici în adresa președintei Partidului Acțiune și Solidaritate. O componentă importantă al acestei fraude pe care o pune la cale este frauda din Transnistria. Noi avem informații din surse foarte sigure despre faptul că ei intenționează să cheltuie 2 milioane de euro pentru a cumpăra voturi din Transnistria. Noi știm și avem și dovezi că ei încearcă să falsifice înregistrările la Comisia Electorală Centrală, prin care să ceară deschiderea a mai multor secții de vot din Rusia. Sandu afirmă că deține și probe, doar că deocamdată a refuzat să le prezinte. Ați spus că astea în aceste zile falsuri. Veți fi gata să prezentați colegii, probe. Colegii puteți mei, acum? Da, colegii mei o să vină cu aceste probe. Știu, într-o deci, zi oamenii, de unde știți suma? 2 milioane? Din păcate nu pot să divulg sursa, dar este o sursă, cum am zis, serioasă. Din cadrul PSRM? Sursă. Nu este din PSRM. Nu este pentru prima dată când Maia Sandu îl acuză pe Igor Dodon de intenția de a cumpăra alegerile prezidențiale din noiembrie. Rugat să comenteze învinuirile, ieri în cadrul unei emisiuni TV, Igor Dodon a respins acuzațiile și a spus că Maia Sandu are o atitudine batjocoritoare față de cetățenii din stânga Nistrului. Aproape 500 de persoane se sinucid anual în Republica Moldova, potrivit unei medii statistice din ultimii câțiva ani. Numărul tentativelor de suicid însă este de două ori mai mare. Detalii are colegul meu, Cătălin Goria. În primele 8 luni ale acestui an în Republica Moldova, 260 de moldoveni și-au pus capăt zilelor, iar 454 au încercat să se sinucidă. Mai mult, în ultimii 10 ani a crescut alarmat numărul suicidului printre copii și adolescenți. Anual se înregistrează în jur de 20 de cazuri. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, anual 467 de moldoveni și-au curmat viața, recurgând la suicid, iar în 2018 489 de persoane. Ultimul caz de suicid a fost înregistrat ieri în capitală. O femeie în vârstă de 69 de ani s-a aruncat în gol de la etajul 4 al unui bloc de locuit. Astăzi este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului, zi în care oamenii din toată lumea se mobilizează să transmită un mesaj de grijă și susținere pentru persoanele care trec prin durere emoțională cumplită. Acestea au fost informațiile. Primele două săptămâni de școală au fost o provocare enormă pentru copiii cu deficiențe de auz, întrucât toți profesorii au fost obligați să poarte măști. Aceștia nu au putut să le vadă fețele, astfel că cititul pe buze a devenit
Imposibil. Nu au putut comunica nici cu oamenii din afara școlii atunci când mergeau la magazin, de exemplu. În ajutor însă le-a venit un antreprenor de la noi care a confecționat cu sprijinul Uniunii Europene 3.000 de măști speciale. Profesorii de la școala specială numărul 12 din Chișinău povestesc că pandemia a venit cu mai multe dificultăți pentru copiii cu deficiențe de auz, pentru că sunt nevoiți să respecte toate regulile anticovid. Acestora le vine greu să se înțeleagă cu oamenii din cauza măștilor. Полноценного контакта, понимаете? Они не полностью понимали учителя. Да, жесты, жесты, и они хотели еще видеть, да, артикуляцию губ. Uniunea Europeană a venit cu un ajutor în valoare de 110.000 de lei, procurând măști speciale. Acestea au plastic transparent în dreptul gurii și sunt de mare ajutor pentru persoanele hipoacuzice, mai ales că în limbajul semnelor există mai multe cuvinte care pot fi deosebite doar datorită mișcării buzelor. Delegația Uniunii Europene a lucrat foarte repede ca să identificăm posibilitatea cum putem să susținem prin proiectele noastre. Lucrurile simple și de primă necesitate au devenit o adevărată problemă pentru persoanele cu deficiențe de auz de când toată lumea și-a pus măști la gură. Din cauza lor, aceștia nu mai pot citi pe buze, astfel că nu se mai înțeleg cu oamenii din jur. Pentru a fi în sfârșit auziți, e nevoie de măști speciale, datorită cărora pot vedea articulația buzelor. Măștile, deși au plastic la mijloc, nu sunt mai puțin comode, spune producătorul. Este la fel ca și cu masca clasică, pentru că are două straturi de textil. Noi am pus pe interior un strat mai subțire ca să fie mai ușor. Sperăm ca următorul lot să le punem chiar și niște filtre. În semn de mulțumire, copiii au dansat chiar dacă nu au auzit muzica. Din lotul de 3.000 de măști, 160 au fost donate școlii. Celelalte vor ajunge în instituțiile sociale din întreaga țară. O problemă este și faptul că nimeni nu știe exact de câte măști este nevoie. De noi nu avem informația câți copii sunt în Republica Moldova, deoarece nu se face așa o statistică, nimeni nu face așa. Potrivit Asociației Surzelor din Republica Moldova, în țara noastră sunt peste 5.000 de persoane cu deficiențe de auz. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează filmul TV8, iar la 21.30 emisiunea politică Natalie Morar. Invitatul emisiunii este președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul tv8.md, iar noi le vom transforma în știre. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!